când a fost tăiat viteazul. Capul lui Mihai Viteazul ne-a lăsat numai cu trupul. Nu contează că străinii nu aveau nici pic de scrupul. Eu de-o singură întrebare mă scârbesc și mă mai mâni. Totuși unde au fost românii? Totuși unde sunt? Că mai acuzați străinii că ne taie domnitorii, că intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu arătându-ne obrazul. Totuși unde au fost acuzați străinii că ne taie domnitorii, că intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu arătându-ne obrazul. Totuși unde au fost românii când a fost tăiat viteazul. Numărul 14, în care vom comemora câteva personalități marcante ale lumii literare și nu numai, vorba de inegalabilul Adrian Păunescu. Este, din punctul meu de vedere, cred că și al dumneavoastră, o mândrie să fi fost contemporan cu acest mare poet, care a dispărut mai puțin plăcut, totul fiind cauzat de către o greață născută după 1990, la nivel de țară. Dimitrie Busti, o să începem cu el, este născut la Iași, la 1880. S-a stins pe 30 octombrie 1955, deci a trăit 75 de ani. Om care, cum am mai spus, a fondat întâia școală de sociologie din țară, a fost și președinte al Academiei Române, a urmat studii la Leipzig și la Berlin, unde a obținut la 24 de ani titlul de doctor. A murit în niște condiții mai puțin plăcute, mizerie, a fost uitat de toată lumea politică, mai ales că în perioada 46-90-89, pentru cât a fost un partizan vădic al ideologiei duse de către Carol al II-lea, l-au dat la o parte, pentru că a avut un sfârșit mai puțin. Merită deosebit. Cum nu știm tot adevărul, asta nu înseamnă că a intrat comunistul, mai era în forță și a luat dreptul de la forță. Așa se întâmplă cu marile personalități. La un moment dat sunt părăsit. Haideți să nu intrăm pe Nicolae Ligăș. Marele scripturamului, toată, mă rog, cu femeia care a stat în el în ultimul 18 ani, dar... Dar a venit la Câmpina, unde își cumpăra la singura statuie care există în toată zona, este un arhitar cu centru capitalului care are nasul rupt. Este, da. Este singura statuie. Deci, mare pictor. Tipul ca oraș putea să facă o statuie. Mai ales nu e foarte aproape.
strada, la rete di scuola, la rete di scuola, non esiste. Adică să te mândrești cu valorile tale de baștină de aici? De baștină de aici? E vinovată sau Ionghica Acila Ghergani născut? Trebuia să nască în titlu. Iar Visarion, hai să spunem pe aia, Clara, că le știi foarte bine cu Visarion. Nu a fost boieraș, boier de boieri. Și tot ce vezi în titlu, zice, de unde ești, din titlu? Da, aveți o singură stradă, se numește aici Visarion. Și istoria se schimbă în funcție de câștigător, da? E normal, tot timpul a fost. Cine e la putere schimbă istoria. Scrie istoria. Deci, istoria Grigore scrie în față de cei mai mari picturi. Cel mai mare, el a venit. Și, da. El a fost promotorul picturii moderne în România. Deci el urmează Andreescu și Lucian. Cu toate că a fost pictorul numărul 1, am mai adus o altă discuție. Dar cum ai făcut de Nicolae Grigorescu, dacă n-a avut loc în, să ocupe în ierarhia profesorilor unui liceu de bele arte sau școală de bele arte în București, n-a avut loc, pentru că autoritățile atunci, cu toate că venea de la institutul din Franța, unde trudise ca să aducă altceva nou în pictura românească, nu i s-a alocat un loc într-o școală de bele arte în România, toate că a fost dispusă, da, concurs. Nu. A fost lăsat să trăiască strict de pictură. La 10 ani picta icoane, se ducea cu el în obor și le vindea mai mult țărani, băgea să-i cumpăra, tot țărani, cumpărat. Și era un copil, ce înseamnă că asta e, într-adevăr, o icoană care mă ajută în viață. Și zice că pictura la Mănăstirea Zanfira ar fi fost antamată pentru pictorul ăsta, dar el n-a avut timp și i-a dat-o lui să o facă, știi? Și ce a ieșit? E bine, plus zice că au ținut acum niște fonduri. Expresiile celor pictați din... Hai să vis-a-vis de chestia. Structuri sau colori, culoarea aia... Alea sunt făcături. L-ai văzut clar că sunt făcături? Sunt reconstituite. Sunt... Nu, a lăsat decât așa, într-o parte. Deci alea sunt și și-au bătut bani, și-a bătut joc de banii publici. Nu știi că există istorici care au studiat. Cred că există pictori care sunt formați la, cu tehnologii din astea vechi ca să poată să reconstituie culori, stil de pictură, să redea... Să mi-aduci mie trei vase acolo, la muzeul Brâncovenesc, trei vase care alea le iei din bâlci. Oamenii de pe aici, e Dumnezeu pe semne. Când e prin curți cu pașii mici, aduc în casă lemne. Și e o liniște de rai în gestul lor de viață, în care dau nutreț la cai și oile își răsfață. Dar mai ales sunt tot ce fac, e semn că nu-li frică. Un suflet clar din trup opac la ceruri se ridică. Și uneori la focul mic în casa lor sărmană, Iisus înduioșat un pic
coboară din icoană. O capră și-a zdrobit un corn, sărind pe ușa spartă, desenul fumului din hor e operă de artă. Și în toate șipcile din gar un clopot mai tresare, când vrea scurile în brațe ar o mistică ardoare. Nisorile nici nu mai cad cu viscoliri, cu vaie, scânteietorul lor răsat plutește blând în aer. Și uneori la focul mii, în casa lor sărmană, Iisus înduioșat un pic coboară din icoană. Respire-n toate un mister ce satul îl îndrumă. Trei sferturi să se afle în cer și doar un sfert în humă. Și nu se știe, sunt țărani sau îngeri, sunt pe semne. Cei care de atâția ani aduc în casă lemne. Și uneori la focul mii, în casa lor sărmană, Iisus înduioșat un pic coboară din icoană. Și uneori la focul mii, în casa lor sărmană, Iisus înduioșat un pic coboară din icoană. Și uneori la focul mic în casa lor sărmană, Iisus înduioșat un pic coboară din icoană. A fost tăiat viteazul. Capul lui Mihai viteazul ne-a lăsat numai cu tupul. Nu contează că străinii nu aveau nici pic de scrupul. Eu de-o singură întrebare mă scândesc și mă mai muri. Totuși unde au fost românii? Totuși unde sunt românii?